Bună seara și bine ați venit. Hristos a înviat. Ne-am întâlnit în această seară pentru a vorbi despre un alt tip de dragoste. Un tip de dragoste care pentru noi, cei prezenți în această seară, este cumva puțin greu de înțeles. Este povestea unei doamne, doamna Mioara Grigore, fără CV, necunoscută în lumea literară, chiar și în lumea noastră. Noi n-am știut până acum cine este doamna Grigore, în afară de cunoscuții, dânsei nimeni nu o cunoștea. S-a hotărât să scrie o carte și să-și povestească iubirile. Despre dânsa și despre experiențele dânsei ne va vorbi în această seară, în care îi avem alături de noi și pe părintele Marian Vil de la Biserica Buna Vestire Titan, părintele Tudor Ciocan de la Spitalul de Ortopedie Făișorul de Foc și oaspetele special pe care doamna Maria Grigore și-a dorit foarte mult să-l întâlnească, domnul Dance Mihăilescu. Pentru că este oaspete special, rugăm să înceapă lumina lui în această seară. Mulțumesc foarte mult! Am să-mi îngădui să încep cu o mărturisire, pentru că este o carte oricum absolut specială, singulară în toată viața mea. Trebuie totuși să vă spun că prezint în fiecare zi lucrătoare de 13 ani, de peste 13 ani la ProTV, o carte, s-au adunat până acum aproape 4.000, fac cronică literară lunar sau săptămânal din 1976. Deci asta înseamnă alte sute și chiar mii de cărți, ori așa ceva în aproape 40 de ani de cronică literară și de prezentat cărților nu am întâlnit. Orice ziarist normal care se respectă ar începe cu o serie de epitete în funcție de talentului, de sentimentului și de ziarul la care lucrează, cu epitete maxime, superlative, absolute, de genul cutremurător, tulburător, amuțitor, amețitor, zăpăcitor. Eu am preferat să pun epitetul pilduitor, pentru că în această viață care se pune pe foaie, este de fapt o încărcătură umană de suferință și de bucurie, de agonie și de extaz deopotrivă, cum eu practic nu am întâlnit în literatura și memorialistica noastră. Știu, o să mi se spună, da, au mai fost cărți de oameni care erau în agonie, care se considerau muribunzi, dar acele erau hrănite din păcat. Știu vreo două sau trei romane americane cu oameni bolnavi de sida și care își descriu moartea. Dar acolo este păcatul lor de homosexual. Aici nu avem niciun păcat, ci dimpotrivă o sumă de virtuți, o minunăție sufletească, o perfecțiune umană, maternă, conjugală și care se pune în foaie cu toată disperarea și cu toată lupta cu infernul din lăuntru ei pentru lumina noastră. Deci să nu mi se spună că mai sunt cărți de oameni care mergeau înspre sfârșit. Mai știu un roman al unui narcoman care se rupe de părinți, care abordează eternul fac pe care îl spun americanii de astăzi și pleacă să moară singur într-un munte unde deva. Și el tot din păcatul propriu, din viciu, își hrănește moartea. Pe de altă parte, trebuie să fiu iarăși sincer și tranșant să vă spun că mă gândesc de două, trei zile de când am stat cu pixul pe această carte, repet, singulară în literatura și în toată literatura de ficțiune și de confesiune de la noi, mă gândeam dacă nu cumva sunt robul unei farse. Mi s-a părut că această carte nu există, că este o farsă, o ficțiune a cuiva și m-am întrebat după stil, după mână, cine poate fi.
Am gândit, zic, sunt Ziana Pop, Adriana Beatle, Dia Radu, undeva din siajul formulei PAS, cineva care se deghizează în Mioara Grincore, lipsindu-i și biografia, zic, nu se poate, nu există așa ceva, este ceva imposibil. Bun, dincolo de aceste precauții și de mărturii pe care vreau să vi le spun, mai am una singură. Cartea te culpabilizează, te învinovățește, te îngenunchează pentru că tu ești sănătos. Mă rog, cât de sănătos poate fi fiecare dintre noi. Deci fii îngreunat, înaintezi pagină cu pagină în lectură și simți alți saci în spatele tău care vin și te fac, te culpabilizează. Tu nu ai nimic, tu ești un tip vital, îți place viața, vii acolo fără nimic să vorbești de un om care își expune posibilul drum spre moarte. Și atunci te obligă să te înfășori, să-ți aduci în jurul tău toate suferințele, toți morții, toate cazurile de cancer de care ai avut parte în viață. Așa m-am dezvinovățit un pic, aducându-mi aminte, pe de o parte, că prin 1970 bunicul meu din partea mamei a făcut ciroză, deci cancer la ficat. Eu cu maica mea am fost cel care l-am spălat într-o copaie, cum era înainte, cum erau albile de lemn, și a fost primul meu contact direct cu trupul mort, care n-am înțeles de ce este atât de greu, îngrozitor de greu. Atunci am înțeles prima dată în viață, am subînțeles cât de uriașă greutate are sufletul, adică inefabilul, aburul, duhul din lăuntrul nostru. Și mi-am adus iarăși aminte de Lao Tzu cu acea vorbă superbă că forma vasului depinde de golul dinăuntru lui. Adică materia, carnalul, propriu zisul, cu concretețea, depinde nevăzut. După bunicul meu, bunica mea a avut cancer la sân, operată de doi medici fai moși în anii 70, Terestoreanu și șapte frați. Ea este prima care mi-a explicat că o să moară, că n-o să mai fie, și mi-aduc aminte cu o autoironie îngenunchetoare că suferința mea cea mai mare a fost că mi-am dat seama că n-o să mai facă gogoși, uscățele, baclavale, toate lucrurile astea minunate care intrau înăuntru meu, care erau toate niște păcate, niște vicii, dispăreau odată cu ea. Apoi, mama finilor noștri este paralizată complet în 1985, este scriitoare, a fost cercetător științific, are un soț extraordinar, este fratele lui Nicolae Manolescu, și sunt doi soți care, deci din 85 până acum, sunt împreună, el este cu plosca, cu toate lucrurile care țin de un om paralizat complet. E bine, sunt de o lumină, nu știu cât de jucată, cât își travestesc răul, dar îți pleacă în America la cu copiilor, și oricum noi suntem cei care venim de pe drum din metrouri cu o față lungă, posacă, și le spunem că e rău afară, că e jale, politică, și ei ne fac infuzie de optimism. O femeie paralizată din 85. În jurul meu există un om care are acum cancer la col, soția lui are cancer la sân, i-au extirpat un sân trecut de chimio terapie, de radioterapie, i s-au mai dat 3 ani, au trecut deja cei 3 ani și stă atârnată de un fir, ea fiind cea care ne dă nouă speranță de viață. În fine, mai am 2-3 operați de prostată în jur. Ce vreau să vă spun? Că până și eu însumi, ca să intru în această carte și să fiu vrednic să vorbesc de ea, m-am înnobilat, m-am anorgoiat cu faptul că și eu am avut de 2 ori infarct, că am fost operat, că am trăit bypass-uri, că am avut o comoție cerebrală și că mi s-a mai spus că în 3 bypass-uri mai merge doar unul. Dacă trăiești 2-3 ani, e bine, bre. Și au trecut 9. Deci toate astea trebuie să ți le spui, trebuie să le inventariezi ca să poți să intri în această carte în care eu am intrat practic ca un hoț, ca un fur, ca un om care nu-i văzut de preot, ci intră în altar, unde nu are voie.
Este o carte care îți deschide altarul unei persoane. La pagina 9, deci când se deschide cartea, avem verbul a cădea. Cad, cădeam, cădeam. Iar la pagina 189, în partea cealaltă a scrinciobului existențial de aici, aveam urcam, urcam, urcam. Începe cu trei pagini care sunt unice în toată literatura română, în memorialistica română, nu știu în literatura universală, dar așa ceva n-am mai văzut niciodată, nararea unei căderi în hazna, în veceu, la vârsta de 7 ani, care știu ce înseamnă de la unchiul meu, și eu am stat la Mahala și știu ce înseamnă veceul de lemn sub care auzei șobolanii foapotind prin pecare. Unchiul meu a căzut numai cu un picior în veceu și a fost înfășurat de toată muzga și de toți viermii și șobolanii de acolo. Paginile astea există. Autoarea noastră la 7 ani a trecut prin acest infern și ajunge la sfârșitul cărții să-i pară rău că n-a murit sufocată atunci, și pe cât a binecuvântat acea creangă de copac aruncată de un vecin să o extragă din tot mâlul ăla infernal, pe atât regretă acum că nu a lăsat-o să moară acolo, în același timp știind să facă din tot ceea ce o trage în noroi și în mlaștină, trambulină ca să sară spre îngeri și spre Dumnezeu. Apoi aveți istoria unei iubiri, cum iarăși n-am mai întâlnit, Viorel, că nu pot să îi spun altfel, domnul Viorel nu se poate spune, dar devine un personaj aproape ca un înger care stă cu ambele aripi, îl înlătură pe îngerul rău de pe umăr și face, ține loc de doi, și apoi începe romanul acestei mâini, acestor 5 degete, copiii, care sunt Maria, Macrina, Iusea, dacă vreți să vă spun, Maria care este cea mare, Macrina, Iustina și băieții, Antonie și Nectarie. Sunt 5 degete pe care le doresc să aibă voința și forța să se strângă în pumn, adică să adune ființa mamelor într-un pumn și să o țină strâns. Apoi, mă rezum acum, vreau să vă spun, adică v-ați dat seama, cred că mulți dintre dumneavoastră știți ce avem aici. Eu vreau să vă spun, dintr-o deformație literară de critic literar, mă rog, să vă atrag atenția asupra unor pagini nestemate de aici. Deci scena cu veceu, vă spun că este unică în toată literatura noastră. Nu trebuie nici să râdem, nici să ne înfiorăm, trebuie să o luăm ca atare. Este o experiență de trecere prin infern. Propriu zis, este o trecere prin infern. Apoi, aveți paginile 89-90 pe care am să-mi permit să citesc ceva din ele. Fiindcă aici este mână de scriitor. Alăptasem 7 ani. Sânul stâng își făcuse cu prisosință datoria. Din el se hrăniseră 5 copilași. Mai este o scenă divină în care vede că simte că alăptând, nodulul din sân dispare. Mi se părea imposibil să accept ca sânul meu să fie tăiat și aruncat într-un coș de gunoi. Trebuie să-l tăiem, spuse domnul doctor cu o voce implacabilă. Îl priveam consternată. Nu înțelegeam și în plus mă simțeam atât de proastă dacă nodulii nu se mai simțeau la pipăit. Atunci de ce trebuia să tăiem sânul? Mă uitam cu o privire tâmpă la doctor. Era atât de tânăr, îmi părea inuman de tânăr, de frumos, înalt, brunet, cu părul ondulat, semănând de izbitor cu un frumos actor american din anii 60. Mă internasem de 2 zile. Urma să fiu operat. Bagajul nici nu-l desfăcusem, încep să-mi scot pijamalele din geantă. Dorul după copii mă face să nu mă pot liniști deloc. În timp ce îmi scot cămașa de noapte din geantă, instantaneu îmi cade din ea un plic. Nu știu ce e cu acel plic căzut din geanta mea. Răspunsul meu de
și cititor a fost Viorel, i-a pus 100 de euro sau pentru doctor. E bine, îl ridic grăbită să-l deschid. După câteva secunde simt că genunchii mi se înmoaie și mă așez pe pat. Lacrimile îmi inundă fața, citesc și plâng, citesc și plâng scrisoarea Mariei, citez: Mami, dulcea mea mami, te implor să lupți. Dacă tu lupți, voi trăi și eu, iar dacă nu o să lupți, îți promit, mămica mea, că nu o să mai mănânc nimic și o să vin după tine în cer. Te iubesc enorm, Maria. În sfârșit, mă doare enorm durerea fetiței mele. Mă simt extrem de vinovată. Îmi pare cumplit de rău că nu am murit la 7 ani în veceu. Mai bine făceam 100 de ani citostatice decât să știu că aduc atâta suferință copiilor mei. Or, la boala pe care o ai, să îți pui singură în spate toată greutatea, toată responsabilitatea acestor 6 destine pe care le lași în spate și să ai tăria să pui pe foaie aceste lucruri, e magnific. Acum sar în partea cealaltă, ca să vă descront un pic, pentru că tot ce nu vrea autoarea noastră este să nu vrea să ne strivească pe noi sub durerea ei ca sub o talpă. Nu. Vrea ca fiecare să prindă viață din golul ei, să ne umplem cu golul ei. Și acum vin și vă dau 2 scene extraordinare pe care trebuie să le spun, pentru că ele sunt aici în carte. Paginile acelea în care faceți dragoste în fân, este o izbucnire de vitalitate, își urmărește soțul, deja au 5 copii de mult, au trecut de zgomotul biologic, de taine, nu știu ce, și îl vede gol până la brâu, hâdând cu coasa în grădină. Este o scenă superbă și ce urmează este exact o trăire de rai. Iar de cealaltă parte, unde o înțeleg înfiorător de tare, pentru că știu dacă am suferit în lunile de spital, înainte cu 2 coronarografii, iertați-mă, doamnă, dar nu mă gândeam, părinte, la Dumnezeu când mă gândeam la o friptură. Până și la Atos, când am fost, starețul Efrem de la Fatopedi, mă vedea în sală, zice: domnul Dan, acum se gândește la friptură. Da, zic, să ajung la Salonic să mănânc o friptură. Ei bine, când aveți această izbucnire, exact ca scena de iubire trupească cu soțul, după 2 ani de chimioterapie, în care îți spune cum farsă în fiecare zi, este senzația înfiorătoare de vomă, de vomă, de vomă, în care el adoră pe Viorel, că noapte de noapte îi făcea suc de portocale cu mâna, niciodată cu mixerul, și avea timp să-i fie milă de el, și noi știm bine ce înseamnă să faci 20 de portocale. Așa? Ei bine, are o scenă după acești 2 ani de, într-adevăr, o apucă disperarea. Nu se mai poate, nu mai pot de vomă. Ce să fac atunci? Te gândești, Doamne, să duce la Stavropoleus, îngenunchează. Pune lațul să se spânzore în baie. Nu! Își face fantasma fantasmelor, își cumpără 2 kg de cârnați de plișcuri. Și face și mănâncă acasă într-un extaz amestecat cu toată disperarea dinăuntru ei. În fine, la pagina 153 aveți cele 3 luni în care refuză să mai ia orice medicament, pentru că soacra era pe moarte la rândul ei. Și deci toate lucrurile astea, vă spun, te lasă amuțit, neputincios, treci prin cea mai bizară, printr-un labirint atât de straniu, de stări, apoi să îți ceri iertare că existi, te întrebi cum ai reacționa, te întrebi, ai fi în stare să exorcizezi acest rău, pentru că este o carte de terapie, într-adevăr, cum bine se spune în prefață, este o semi-vindecare, o pseudo-vindecare, poate fi o vindecare, în orice caz, pentru copii, măcar pentru voi 5, este o icoană, pur și simplu, internet să spun că este o carte care poate fi pusă la icoana fiecăruia dintre noi. Închei cu mirare și chiar o întrebare. Aveți o soră de suflet, ați avut mai multe, mai cred că este și aici o figură îngerească în sală, o văd în rândul 2, trebuie să fie.
Da, bun, așa. Și mirarea mea este următoarea. Domnule, cu o singură excepție mică, toți doctorii pe care îi întâlnește sunt niște oameni minunați. La Fundeni rezultă că e raiul pe pământ. Toți profesorii, toți asistenții, toți, oare chiar așa a fost sau dorința dumneavoastră a făcut să-i facă, cum să spun, să dea Dumnezeu să avem parte toți de asemenea doctori, deși ne-am dorit foarte mult să nu ajungem acolo. Doamne, aveți din partea noastră, cum să vă spun, o rugare de iertare cinstită și sinceră, că n-am trecut prin lucruri de acest gen, dar sunt convins că toată forța din jur, aveți 6 oameni sau mult mai mulți oameni în jur care practic fiecare zi a lor este un fel de maslu pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Părinte Tudor, știu că ați avut mai mulți fii duhovnicești care au trecut la Domnul fiind bolnav de această boală. Chiar 4 dintre ei în ultimile 2 luni. Întrebarea, ar fi multe întrebări, de fapt. Cum i-ați dus ca duhovnic? Cum au dus ei boala? Există diferențe între, au existat diferențe între ei, adică unii au dus mai bine, alții mai greu? Experiența asta e cruntă care, din care se trece. Pentru că eu mulțumesc Dumnezeu că am văzut cartea, știam într-un fel bine, tocmai din discuțiile cu oameni care au trecut prin așa ceva. Și am apreciat foarte mult sinceritatea cărții. Și de ce spun că experiența este cruntă? Pentru că, de fapt, știu drept, în momentul ăsta, mântuirea, oricând mântuirea s-a dobândit greu. Nu mai avem pușchie, nu mai avem pușcărie. Boala aceasta este probabil echivalentul experienței pușcăriei a pustiei. Într-adevăr, ceea ce am reușit să facă și foarte bine, ca și calea pe care s-a mers, pe care reușit să meargă Domnul și voi, pe lângă toți, că acum de cunoscut din carte vă vedeți bine, de cunoscut din carte vă vedeți, vă cunoaștem bine și a făcut foarte bine și este bine că este cu Hristos acolo. Și foarte sincer în fața lui Hristos, pentru că mulți, în momentul în care sunt, până să ajungem în stadiile acestea de luptă, nu suntem sinceri în fața lui Dumnezeu. Ne închipuim că suntem, dar nu suntem. Ori în momentul în care ajungi la limită, atunci îți dai seama că cum ești cu adevărat. Ori ești cu Hristos, ori nu. Și adevărat, bine și foarte bine să-ți dai seama că nu ești sfânt. E foarte bine să-ți dai seama că vrei cârnați, e foarte bine să-ți dai seama că vrei să bei și un vin, e foarte bine să-ți dai seama că nu tratamentele naturiste te salvează, ci că dacă este vorba să ieși, din, să rămâi în lumea aceasta, doar prin lucrarea lui Dumnezeu poți să rămâi, prin harul lui Dumnezeu, nu prin tratamente. Bineînțeles, trebuie făcute toate, sunt o cruce pe care trebuie să o duci. Adică știm foarte bine, cuvântul e cuvântul acesta. Și mă iertea, sunt foarte emoționat pentru că sunt foarte aproape de cei pe care am cunoscut direct, nu din carte. Am 40 de zile, mine 40 de zile de la cel cu care am stat foarte mult zile. Ani de zile, zi de zi, ori întregi. Și mi-e foarte greu, deși eu sunt vorbesc des în public, nu chiar ca dumneavoastră, dar vorbesc des în public, e singurul subiect despre care nu pot să mă abțin să vorbesc așa obiectiv. E foarte bine să fim sinceri, pentru că în felul acesta, deși vede Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea să ne arătăm Lui închipuiți, adică să ne punem, iată, eu trebuie să fiu așa și așa și așa. Ar trebui să fiu, dar nu sunt. Ar trebui să fiu sfânt, ar trebui să fiu cu Hristos pe cruce. Nu sunt. Am multe lucruri care
stau în adâncul inimii mele, însă în acel adânc al inimii mele este și Hristos. Și fiind Hristos acolo, toate celelalte se limpezesc. Se limpezesc. E foarte bine și asta mi-a plăcut foarte mult la carte. Am văzut-o foarte mult, vorbeam ieri cu cineva despre ea, cineva foarte apropiat, că nu chiar din familia respectivă, că sunt și ei foarte, din familia respectivă sunt foarte, încă foarte sensibili, dar care știau bine despre ce este vorba. O cumpăram cu altă carte, foarte cunoscută, în spațiul nostru, Ulinet, cea care a suferit și de un cancer de sân. Și vedeam ce etos diferit, adică aici chiar este sufletul nostru. La Linet, acolo este un suflet foarte american. Multora le-a plăcut cartea și li s-a părut interesantă și mie mi s-a părut interesantă și draga de ea și Dumnezeu să o binească și pe ea. Dar era foarte american. Aici este foarte, foarte de-a noastră, vă spun. Adică nu-i nimic fals, nu-i nimic făcut, cum să spun așa, de dragul să te vadă oameni, să te știe oameni. Tot ceea ce este scris este exact ce este în suflet. Și sunt convins asta. Nici n-am spovit-o. Acum am cunoscut-o prima dată cu Gabi împreună, cea care Dumnezeu s-o odihnească cu trei copilași mici, o pomeneam, pentru că știam despre vioara de la niște prieteni foarte bune ai mei care merg la biserică și despre copii și asta. Deci pomeneam, Gabi era, la fel ca și vioara, foarte darnică în dragoste pentru ceilalți. Și asta e foarte bine, pentru că în momentul în care încep să ai intri în lupta aceasta, mulți au tendința să fie, să se concentreze doar pe ei și să devină foarte egoiști. Ca și cum boala, năpasta care îi lovește, nu se știe de ce, pentru că niciodată nu avem niște explicații logice, dar permite, le face cumva, stârnește cei mai, nu neapărat rău, dar niște energii vitale care tind să absoarbă interesul de a trăi creștinește și de a fi izvor de dragoste și pentru ceilalți. Cei care reușesc să depășească acest stadiu de egocentrism, firesc, să știți că nu i-am acuz pe niciunul dintre cei, pentru că am cunoscut, a spus Tonia, de-a lungul timpului sunt de 15 ani preot și am avut mai multe cazuri acum de oameni care au trecut prin suferința aceasta, care am cunoscut din momentul în care s-a pus diagnosticul până la momentul și cunosc și acum încă, dar în rugăciune și în pomenire. Îi pomenesc acum pe fiecare în parte. Unii dintre ei, și nu-i acuz, pentru că mi-au fost foarte dragi, fiecare mi-a fost fiul duhovnicesc sau fiul duhovnicesc. Unii dintre ei, din cauza bolii, au devenit mult mai egoiști. Alții dintre ei, din cauza bolii, au devenit, după ce au trecut într-o fază de egoism, au devenit izvoare de lumină pentru cei din jur și de putere și de senin, care izvoare de lumină în care și eu ca preot m-am adăpat. Adică m-am folosit și într-adevăr mi-era fică duhovnicească sau fiu duhovnicesc, dar simțeam că rugându-ne împreună acolo Harul Dumnezeu lucrează și peste mine și peste respectiv. E bine că se depășește egoismul, pentru că chiar și în boală fiind, tot avem de răspuns în față de Dumnezeu, care nu este un Dumnezeu crunt, dar nici un Dumnezeu nepăsător. Un Dumnezeu care ne vrea înviați. Dacă se poate să fim înviați, ca să ajungem la înviere, trebuie să fim înviați încă din lumea aceasta. Și o vorbă care o descoperisem în cele din urmă a fost că crucea aceasta pe care trebuie să o purtăm ca să-i fim desăvârșiți, să o purtăm cu Hristos, nu purtăm doar de dragul purtatului. O purtăm pentru ca la un moment dat să fim răstigniți pe ea. Acum, dacă am fi sfinți, și nu suntem sfinți, ci foarte bine, așa suntem. Ar fi fost minunat să fim sfinți. Nu suntem Sfântul Siloan, nu suntem Sfântul Simeon, nu suntem una dintre sfintele ale ortodoxiei. Suntem așa oameni cu aspirații spre sfințenie și trăim într-adevăr cât putem noi de sincer în Hristos. Dacă am fi sfinți, am fi cu Hristos împreună pe crucea respectivă. Ne fiind sfinți, avem totdeauna
de ales. Nu putem să stăm în nepăsarea față de Hristos a celor care l-au răstignit. Nu putem să fim asemenea acestora care treceau pe lângă și nu erau interesați de prezența lui Hristos, erau interesați ca de un fapt divers și de un pic de cancan, poate. Din cauza bolii ajungem într-o situație de a fi răstigniți lângă Hristos. Ori răstignirea lângă Hristos, care la un moment dat, în anumite boli, este fizică, în anumite cancere, este fizică, prin faptul că nu mai poți să te miști. În altele este doar psihic. Răstignirea lui, lângă Hristos se poate face în două părți, de-a stânga sau de-a dreapta, cu tâlcarul de-a stânga sau de-a dreapta. Tâlcarul de-a stânga, știți foarte bine ce cer lui Hristos. Îi cere, dă-te jos de pe cruce și dă-mă și pe jos de pe cruce. Fă-mă bine pentru aici. Din diverse motive. Tâlcarul de-a dreapta are puterea aceasta de a spune, pomește-mi, Doamne, tu părăția ta. Ori rugăciunea care trebuie să fie în cele din urmă, rugăciunea a noastră, a fiecare dintre noi, este, Doamne, pomește-mi într-o părăția ta. Aceasta trebuie să fie sincer, cel mai mult, cel mai adânc. Nu pomește-mi într-o părăția ta ca să fiu bine aici, ci pomește-mi într-o părăția ta. Și în momentul în care reușești să ajungi la aceasta, și eu cred că după cât am citit cartea și cât am văzut, cât am înțeles eu evoluția asta spirituală, cred că să ajung la aceasta, după aceea toate celelalte se plinesc nou. Se plinesc copilul, se plinesc familiei, deja în momentul respectiv avem încredere în Dumnezeu desăvârșită și deja în momentul respectiv liniștea aceea putem să o întindem și peste cei din jurul nostru. Pentru mine, și eu mă gândeam, când am citit cartea, cu 3 zile am, știam despre lor, știam despre cartea Părintele Duhovnic a lor, povestise un pic, știam despre Mioara mai de mult, de câteva luni bune. Omeneam acolo, aveam un pomelic, la un moment dat cu Gabi, am rugat-o că noi făceam slujbe în fiecare seară, pe avecernița, și o rugam să mai reducem, pentru că nu mai aveam timp să-i pomenim pe toți bolnaviorii. Asta era starea ei, având ea însăși 3 copilași mici. Pe toți bolnavii pe care îi pun prin de vârstă, de veste că e cineva bolnav, trebuie să-l pomeni și pe respectiv. Dar nu putem să stăm așa mult, eu ca preot, fariseu și forma, că durează prea mult, tată, și nu, părinte, lăsați că haideți să mai stăm puțin, mai stăm, vorbim mai puțin și facem pomenirea asta. În momentul știind despre carte, am așteptat-o cu nerăbdare să o văd. Și m-am cerut, pot să spun, Toniei, să vin să vă cunosc, să vă văd față către față. Și a fost rugămintea ei să vin să stau să vorbesc, chiar dacă n-am fost pe afiș inițial. Și îmi cer scuze pentru aceasta, că am intrat într-un fel ca un intrus. De ce? Pentru că cred că în momentul în care apuci să treci prin lucrurile respective, poți să fii foarte interesant, nu numai la nivelul superficial al informației, ci la nivelul formării duhovnicești pentru toți cei care au contact cu asemenea persoane. Nu putem avea cu toți să dăm năvală, să stăm de vorbă cu oameni bolnavi. Nu toți oamenii bolnavi de cancer au răbdare să-și analizeze sau să-și povestească, să-și spun. Nu toți cei care trec în experiența aceasta. Dar cartea aceasta ne face, din punctul ăsta de vedere, părtași unei anumite experiențe care sunt convins că este transfiguratoare și poate să fie transfiguratoare pentru fiecare dintre noi. În măsura în care reușim să înțelegem că e vorba de un om viu, că e vorba de o prezență via lui Dumnezeu în viața aceasta. Sunt convins că în momentul în care o vei citi, bineînțeles că este foarte frumos și foarte pasionant scrisă și mulțumesc Dumnezeu că nu e nimic fictiv de acolo. Sunt convins că în momentul în care vei citi, o să vă rămână și o să vi se așeze mai pe suflet, încât să vă dați seama, să ne dăm seama fiecare dintre noi, că și că viața e foarte frumoasă aici, dar și că Dumnezeu ne iubește și în viața de aici și ne pregătește încă de aici pentru veșnicie.
Părintele Marian Wild este un apropiat al familiei și este duhovnic doamnei Miara Grigore din când în când. Aș vrea să-l întreb cum o vedeți pe doamna Miara Grigore din ochii de duhovnic. După atâtea cuvinte frumoase care s-au spus și după tot ce a fost aici, e greu să mai spun ceva. Sincer să spun, cartea doamnei Mioara a fost o surpriză extraordinar de mare pentru mine. Domnul Mihileanu Helescu spunea că nu a cunoscut-o și că cu acesta, cumva, iată, l-a pus în situația să ghicească cine ar fi autorul, cine are așa de mult har. Pentru mine, care o cunosc de mai mulți ani, dinainte cu mult de a se îmbolnăvi, vreau să vă spun că a fost o surpriză foarte mare. Nu mă gândeam, nici nu bănuiam că doamna Mioara are acest har extraordinar. Dincolo de lucrul acesta însă, cred că în peisajul, dacă vezi, literaturii de la noi, cartea dânsei umple un gol care se simțea de mult. Și anume, este vorba despre, dacă vreți, o traducere într-un limbaj accesibil tuturor și printr-un exemplu, iată, viu, a ceea ce noi numim teologia creștină. Cred că, așa cum bine știți, nu există altă teologie decât teologia crucii și teologia crucii înseamnă suferința. E adevărat că despre suferință nu prea este, sau teologia crucii nu se pretează discursului. Nu putem vorbi despre lucrul acesta, ci trebuie să-l trăim și eventual să-l mărturisim. De aceea aș pune încă un epitet alături de cele puse de domnul Mihelescu la această carte și a spune că e nu numai pilduitoare, ci mărturisitoare. Ea mărturisește nimic altceva decât trăirea creștină acestui normal al suferinței umane. Până la urmă, vedeți, noi cu toții trecem prin suferințe și bucurii. Viața, în general, este umpletire a bucurilor cu suferința. Că sunt de mai lungă durată, unele dintre ele sau mai scurtă, asta este deja ceva ce ține de amănunt. Însă, așa este viața. Fie că suntem credincioși, fie că nu suntem credincioși, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că știm sau că nu știm, viața este umpletire între bucurii și suferințe. Ceea ce face ceea ce aduce cartea doamnei Mioara este tocmai această perspectivă creștină a asumării suferinței. Deci titlul șochează. Când am văzut titlul, am fost foarte mirat. Am stat pe gândul vreo 5 minute și am spus, cum? Cancerul, dragostea mea. Putem să iubim ceva ce ne apasă așa de mult, ceea ce ne termină până la urmă viața aceasta trupească? În ce sens cancerul, dragostea mea? Și mi-am dat seama, stai că aici este de fapt întreaga teologie creștină. Nu există altă teologie decât înțelegerea acestui lucru. E sigur că nu-i locul aici să facem, să ținem cursuri sau să vorbim foarte tehnic, dar în teologia răsăriteană, vedeți, suferința este, nu este un accent pe suferință, ci pe depășirea ei, dar este importantă. Nu în sensul în care poate putem fi acuzați în acest sens de masochism, că noi promovăm suferința pentru ea în sine. Nu e vorba de lucrul acesta, ci este vorba de faptul că abia în suferință, omul așa cum este el acum, și trebuie să spunem că antropologia creștină consideră că omul nu este așa cum este el acum, nu este și omul pe care, sau același exact cu omul pe care l-a zidit Dumnezeu, ci este și opțiunea sa. Și în acest sens, vedeți, așa cum suntem noi acum, în condițiile acestea, suferința este singurul lucru care ne descătușează în a trăi, dacă vreți, plenar. Cartea doamnei Mioara este o mărturie a trăirii plenare. Ceea ce am citit aici, în această carte, trăirile acestea profunde și vii, cred că noi, ceilalți care nu suntem în situația dânsii, ne-am chinuit foarte mult să culegem din viața noastră așa de multe întâmplări la aceeași intensitate a trăirii. Este important nu cât trăiești, ci cum trăiești. Cartea aceasta este pilduitoare și mărturisitoare pentru că ne arată cum, iată, sub presiunea suferinței, omul poate să trăiască la un alt nivel duhovnicesc.
doamna Mioara și am văzut din carte că și-a apropiat foarte mult familia cu această ocazie. Deci în ziua de astăzi familiile sunt foarte dezbinate, sunt foarte ocupate, nu ai timp să stai cu copiii, să trăiești alături de ei, să te bucuri de viața alături de ei, să-i vezi crescând, să simți dragostea lor. Doamna Mioara mărturisește că prin această suferință ea s-a apropiat de Dumnezeu mai mult și pot să spun și ca duhovnic. Pentru că suferința, așa cum spunea cineva frumos, este singura care ne face ca să ne raportăm la Dumnezeu în modul cel mai curat posibil. Atunci când te rogi, de obicei când îți faci canonul, sigur că lucrurile sunt amestecate, cum bine știm. Ne fug gândurile în toate părțile, la interesele noastre, nu prea ne rugăm. Rugăciunea curată este de fapt și la părinți văzută ca un har până la urmă lui Dumnezeu, dar ea este și răspunsul efortului nostru. Însă atunci când ești bolnav, spun părinții bisericii, atunci te rogi cu adevărat. Te rogi curat, pentru că ești direct interesat ca Dumnezeu să asculte rugăciunea. Simți răspunsul ca o nevoie. În această carte, iată, doamna Mioara mărturisește că ea, prin suferința ei și datorită suferinței ei, a văzut și lumea înconjurătoare cu alți ochi. Iată, și acele momente mai intime cu soțul și celelalte capătă parcă o altă dimensiune. Dincolo de harul ei de a povesti, care este extraordinar, v-am spus, a fost o surpriză imensă. Nu mă așteptam nici într-un caz că doamna Mioara să poată să scrie astfel. Și de ce nu am putea spune că suferința a scos din doamna Mioara și acest talent, dacă vreți, și l-a înmulțit și l-a potențat, probabil, la un nivel astfel încât, iată, așa cum am ascultat în seara aceasta, cartea este un unicat în peisajul literaturii de la noi. De aceea, cred că cea care trebuie să vorbească cel mai mult în această seară este dânsa. Ne-a vorbit prin carte, într-un mod foarte frumos, e adevărat, dar parcă simțim nevoia să auzim și vie, așa cum a trăit ea și cum receptează ea suferința, iată ca un mod prin care, într-o providență dumnezeiască, într-o pronie divină, ne face să ne apropiem mai mult de lucrurile esențiale. Și până la urmă, vedeți, vorba Sfântului Apostol Pavel ar trebui să ne fie și nouă criteriu și reper în viață. Spune Sfântul Pavel, fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Și pentru mine, spune Sfântul Pavel, moartea este un câștig, pentru că a viețui mie este Hristos. Vă mulțumesc! Doamna Mioara, sunt atât de multe întrebări. Dacă vă este mai ușor să stați, să stați. E bine așa. E bine. Eu sunt foarte emotivă, să știți că e printre puținele dăți când îmi tremură picioarele, nu de la cetostatice, ci de bucurie. E colosal, sunt copleșită. Îmi cere tare că Iustina mi-a zis aseară, ți-a căzut și ultimul dinte de jos, ești ca mine știrbă. În fine, dar de asta vorbesc mai greu. Nu asta e important. Important e că trăiesc o minune și acum înțeleg de ce n-am putut cere minunea vindecării trupești, că mi s-a părut că am prea mult tupeu. Aș avea prea mult tupeu și mi s-a dat această minune de a fi aici cu dumneavoastră. Ce pot să vă spun? Mie mi-era rușine să mai ies după ce doamna Anca Stanciu a zis hai să o publicăm și zic cum mai ies eu din casă. Eu sunt foarte complexată. Timp de 14 ani, în ianuarie am făcut 14 ani cu soțul, n-am dus la bun sfârșit citirea unei cărți măcar. Am stat în molițe, scutece, pampers. Vă rog să mă credeți, sunt cea mai incultă, așa zisă, scriitoare. Deci chiar mă simt, nu e problema asta. Dar nu mă așteptam, pentru eu trăiesc într-o mirare continuă, că m-ați onorat că ați citit și că v-a mai și plăcut sau ați admirat ceva. La 1 noapte am primit un telefon de la domnul Stan, un bătrân de 92 de ani, care a făcut al doilea război mondial cu gloanțe în piept, cu moartea, luptându-se în prima linie a frontului, care mi-a spus acum am terminat cartea, doar o întrebare,
te-a vindecat Dumnezeu. Zic, trupește, metastazele zburdă în mine, plămând ficat, nu știu, oase, în fine. Zice, te-a luat? Zic, nu m-a luat. Și mi-a zis o frază năucitoare, zice, în 80 de ani de când mă rog, că de la 10 ani se roagă, în 80 de ani de când mă rog, n-am întâlnit la o femeie atâta puțină credință. Ce, vino la mine să ne rugăm, în 5 minute ori te vindecă, ori te ia. Mă credeți că mi-a fost frică să mă duc la domnul Stan, mă rog. Deci e cu rugăciune mare, soțul cunoaște. Și așa este, să știți. Au fost momente când am abdicat. Cartea aceasta nici n-am scris-o eu. A scris-o durerea acelor 5 copii după mămica lor. A scris-o îndârjirea soțului, care eram în bucătărie, țin minte, pe un pat de lemn și mi-a zis, nu poți renunța, că nu pot trăi fără tine cu 5 copilași. Și a tras de mine până în ultimul moment, iar tot aseară Iustina a găsit o poză de-a soțului meu bebeluș la 6 luni cu o păturică pe el și zice, cu bebelușul ăsta te-ai măritat tu? Și bebelușul acela nu m-a lăsat să mor. Cu dragostea lui, care are acum 49 de ani și o minune că săptămâna viitoare fac și eu tot 49 de ani și amândoi suntem de maxim clasa a doua, la nivel și duhovnicesc și cădem și facem gafe, ne împiedicăm, uităm când luăm de la școală, zic, tati, la 12 vii cu 3 copii din 5, vine doar cu 2, 3, nu știu, îi mai lasă până alte părți, în fine, la alte școli. Dar ne iubim ca disperații. Da, și știu că unui buribund îi se respectă întotdeauna sau îi se îndeplinește ultima dorință. Iar dorința mea este aceasta, să vă bucurați. Am redescoperit bucuriile simple ale vieții. Știți cum e? E o minune de a trăi fiecare zi bucurându-vă. Eu n-am înțeles cât e de esențial, de vital, e ca aerul, să vă bucurați. Și dacă nu v-ați bucurat azi, promiteți-mi că o faceți de mâine, că merită, indiferent prin câte greutăți treceți. Nu știți cât sunteți de fericiți că aveți doi plămâni. Eu abia acum am înțeles cât e de important. Nu știți cât suntem de fericiți că puteți respira fără să vă opriți la 20 de pași să vă trageți răsuflarea. Nu știți că sunteți de fericiți că vă sculați dimineața și vă puteți îmbrățișa soțul sau să puteți face treabă cu două mâini sau să mergeți, efectiv, simplu act de a merge și de a respira. Eu l-am redescoperit. Și îmi zicea părintele duhovnic, părintele Arsenia, seară chiar, că atunci când redescoperi bucuria simplă de a trăi, de a mulțumi că ai mai apucat o zi, ești viu cu adevărat. Și îmi spunea că un stares rus de la începutul secolului 20 spunea că cel mai mare dar pe care îl putem face lui Dumnezeu e răbdarea în necazuri, într-adevăr. Eu răbdare nu prea am avut niciodată, dar m-au învățat alții ce înseamnă. Da, sunt copreșită, ce să vă spun, nu, n-am cuvinte, simt că mi-au scăzut și markerii nu toți, de 8 ani de zile toți sunt ridicați, dar în seara asta cred că nu mai e cazul, cred că mi-au scăzut, mâine fac, dau sânge și vă confirm, dacă e o bucurie imensă, nu știu, în un moment. Și chiar au fost buni? Da, da, la Fundeni am întâlnit oameni minunați. Am întâlnit tineri care erau în ultimul stadiu și care m-au învățat cum să privesc moartea demn. Tineri de 20 de ani, cu un curaj enorm. Iar eu cu niște doamne de 80 de ani tot trăgeam de citostatice. Doamne, să mai apucăm o zi, jeanic. Mă simțeam, vorba domnului Mihăescu, vinovați. Dar tinerii aceia din prima linie a frontului ne-au învățat ce este cu adevărat curajul, asumarea. Am întâlnit oameni, e o școală de viață Fundeni, într-adevăr, să știți. Bine că cu
un kilometru până în spital, eu vomit așa, că nu mai știu când să intru în spital, ce înseamnă creierul prost. Dar când intri acolo, te întărește suferința celuilalt și vezi modul cum și-o asumă. E colosal, am avut învățat extraordinar de la oamenii aceia și eu la rândul meu, enorm, enorm. Iar am avut de învățat și de la ăștia mici și tot Iustina de 6 ani mi-a zis, ce te costă un zâmbet? Știu că n-ai dinți, dar zâmbește, că nu pierzi nimic. Da, și aceasta e minunea care simt că mi-a dat-o Dumnezeu, că încă sunt pe picioare și că am primit atâta dragoste. Sunt o mamă și o soție extrem de privilegiată. Am întâlnit soții la Fonden care erau părăsite de soți și aveau și cancer și era o cruce mult mai grea decât a mea. Am întâlnit mame bătute de copii la Fonden care aveau și cancer și era o cruce de dus, eu n-aș fi putut duce. Și am învățat enorm din suferința lor și mi-am dat seama că într-adevăr Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât pot duce. Dacă om în suferință se poate duce mult. Se poate duce mult dacă te agăți cu disperare. Și cu disperare, și cu dragoste, și cu... de Dumnezeu și de Măicuța Domnului. Da. N-am știut cum să lupt. Și nici acum nu știu cum să mai lupt. Și cred și pe domnii doctor. Pentru mine nu e soluție medicală sau omenește, nu mai e nicio soluție. Copilașii tot au auzit că n-am avut cu cine să-i las și auzeau diagnosticele 3 luni, 6 luni, se mai uitau și la ceas, îmi dădeau și corele. Zice, domn doctor, șanse când vedeau tomograful, zice, eu știu. Mă lua disperarea, ăștia nici nu mă mai... Maria mi-a zis, dragă, tu nu-ți permis luxul unei depresii, că ai o mamă de 83 de ani paralizată, pe care tot Maria mi-o îngrijește când eu vomit. Zice, și ai și 5 copii. Și luxul ăsta nu mi l-am mai permis și a trebuit să fiu ridicată de ei și de dumneavoastră. Ce să vă spun? Această bucurie de a trăi și de a mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare zi, pentru clipa asta, mi se pare o minune că sunt încă aici, că sunt încă pe picioare, că tremur, dar tremur de... de atâta bucurie. Da, aș vrea să vă bucurați. Aș vrea să realizați cât de mult vă iubește Dumnezeu și cât de minunat este să puteți respira și că încă aveți o șansă de a face lucruri minunate în viață tocmai pentru că puteți respira. Și mi-ați dat din aerul dumneavoastră. Mulțumesc!